Sărătoare, băieți, bine ați venit la un nou episod de pe serverul Food Playtour România Roleplay. Și acum am zis în felul următor: ne luăm mașinile și mergem... Mașina, de fapt, știți, mașina pe asta am cumpărat-o pe livestream. Și acum îmi urmează să dăm un top speed 100. Să vedem care toată schema. Băi, vedeți ce scrie acolo? Mă rog, stânga sus. Vedeți voi, da? Apăsați și voi butonul ăla de electro, zdrobiți-l, ca să fie bine, să nu fie rău. Și acum am ales, hai să mergem, că vorbesc prea mult și prea prost. Bun, începem de aici. 0-100, hai să vedem. Ce mă, în 3 secunde ești, bun? 4 secunde, hai. În 4 secunde prin 100. Frumos, frumos. No, bun, dacă toți suntem aici, hai să mergem să vedem. A zis băiatul ăsta că vrea să ne vândă un E36 în 40.000. Dar nu e tare rentabil. Că, uite, în 40.000 ce mașină mi-am făcut, ești nebun la cap. Deci, asta e. Vă aș și pe voi, pe fuplite, apropo. Facem un rând, facem un altă, dar nu organizate. Mă afli de mine IC, nu pe live-uri sau una de asta. Și după toată schema... Mamă, ești nebuneală. Uite-te, atâta că nu pot să vă arăt că... Na, așa se vede înăuntru. Mi se nu vine poliția, știi? Hai să găsim un loc așa de... Făcut un pic cam nebun el, dar nu pe aici, pentru că, na, pe aici poate să vină cine știe ce băieți, sau să cheme poliția. Să cheme poliția. Da, e bună, e bună, e bună. Oricum e 30-ul normal, e pentru drift. Da, și consumă post. Consumă, ești nebun la cap. Am zis că nu e adevărat cât consumă, dar... Mameu și-a lăsat BMW-ul acolo, n-a păcat. Mai dacă vreți să mai punem ceva alt fel de aileron, să-mi scrieți. Că am impresia că o să mă duc și o să schimb culoarea. Cu mașina asta o să mergem noi să... La evenimente, la una alta, deci ca să știți care e toată schema. Hai să vă prezint un pic mașina. Dacă tot... Deci fii atent. Schema, știi? Dacă trebuie să mă bag aici, se deschid capota și pe bagajul. Bă, din câte se vede, are motor de 3000 turbo, benzină, că dacă era Ana. Are o culoare albastră deschisă, jante de 18, necurate, că n-am avut timp, înțelegeți voi. Volan de BMW de cocalar, cum ne place nouă. Da, dacă nu e și schimbătorul la fel de cocalar, da. Un port bagaj, ce zici că pe aici poți să ascunzi o geantă. Nu știu ce să fie în geanta aia. Ah, da, bări de asta de femei, că da, mai, da, înțelegeți voi. Și hai să mă bag repede să mă închid așa frumos. Să mă duc să bag un pic de motorină. Cred că cu acest BMW mă voi distra eu foarte, foarte bine. Am o impresie foarte mare. Cu asta deja poți. Nu a costat mult. 2000-2500, cam așa a costat. Am zis că dau mai mult. Dau nu știu cât. Bă, dar bagi în el de... Nu știu care e cea, băi, care știți ce care e cea mai ieftină benzinărie pe aici, în oraș? Dacă știți, scrieți în comentarii, bro. Scrie în comentarii, că prea... Vreau totul, adică am BMW, dar nu vreau să plătesc $1000 pe... Da, înțelegeți voi. Cred că mă duc să schimb culoarea, dacă mai îmi rămâne gen, niște bănuți. Trebuie să mă duc în mașină, că am geanta în spate.
Mă rog, stai să beau un pic ceva de apă, că tare să te mii. Punem pe GPS-ul telefonului. Showroom. Bun. Numai să nu mă prinde garda, că am impresia că dacă te prinde, suntem un pic amorți. Da, e lăsată low, fariu Xenu, nu mi să vă zic. Deci, ce s-au de blana, ați auzit? Poc, 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 poc. Numai când pornește sau de așa, știi, pop, pop. Din păcate nu prea are cu 4 tobe, că dacă ar avea cu 4 tobe ar fi Blanao, ar fi fost Blanao. Să-l fi făcut după visurile mele. Ale polițist. Trebuie să mă uit pe videoclip, a apărut dintr-o dată în față. Da. Dar văd că cam dă un pic cu felul, păi acum... Da, e poliție. Nu știu ce e cu ăla. Are și el, pe ale lui. Mă duc aici în spate. Bun. Am înțeles. Modificări. Vopsea, vopsea, caut culoare. Jante, lumini, plăcuțe. Ia să vedem ce plăcuțe are. A, nu. Cred că trebuie să matriculez. Fully geamuri, vopsea. Principală. Ieftin, îmi pun un black. Să vedem cum aprata. Bun, și înăuntru facem în felul următor. Bă, dar mă enervează că tare greu om merge, frate, ne la cap. Trebuie să papești ca ceaiul. Cum arată așa cu roșu înăuntru? Prea, prea? Nu prea îmi place așa cu ăsta în albastru. Dar mai duce până albastru. Perlă. Nu prea îmi place că cred că de la modul de grafică îl scoate într-o culoare foarte... Da. Nu vreau să... Trebuie să dăm... Măcar poate arată mai bine și... Aoleu, mi-a orbit ochii, ești de mult la cap. Îmi place cu când punem avarile. Ce vine seara. Haide, bro. Haide. Păi normal, da. Vreau să văd că nu, deja am tăres foarte, foarte scumpe. Că dacă știi că am gen care ar fi toată schema, a zice, da, ok, haide că... Nu știu ce face ăla, dar na, nu face nici pe bine. Că stă pe acolo. Analizăm la dreapta. Bă, dar îmi place sunetul ăsta, frate. Mamă, uai, e agresiv rău. Bun, hai să nu vă mai ține așa în suspans. Deci asta e prezentarea mașinii E30. Într-un alt stil, în care s-ar putea povesti. Mă baiu care, că nu prea am încredere deocamdată în mașină, știi? Și vorba aia. Nu prea vreau să-i dau pe aici prin oraș tare mare, tare, mamă, ce era să intru în ăla. Cu tare, foarte mare viteză, că... Ei, aici. Bă, dacă îmi pornește, numai... Zici că... Cine știe ce ar fi. E faină, faină mașina. Old school, dar asta știi că în caz de ceva nu se aprinde. Deci vorba aia. Băi, încetul că o să vină episoade mai cu roleplay, mai cu un alta, încercăm. Trebuie să facem și niște bănuți ca să fim și egali. Să știm că ne doar undeva, deocamdată. Poate putem să facem niște combinații. Vedem.
Nu pot să zic nici da, nici nu. Ia le pe ăla. What the fuck? Cât e de chiprit ești de bun? Frumos. Frumos. Oricum. Deci de acum... Băi, da... Pula mea, du-te că îți dau fum. Poate vrei să mă iau la trecere cu tine. Ia hai mă, băga mi-aș pula în gură la măta. Da, mă duc eu acolo și... Știi cum fac? Ținând cont care atâția bani și așa, îl fut. Acum îl fut. Dar oare este poliția la ăsta? Dar nu știu numărul de matriculare, cam asta e. Lăsă, nu știu cum, adică... Bă, dar mă enervează mersul ăsta să mă răzești că... Cine aș fi eu, și nu mă la cap. Mă, că mă întâlnesc cu fraierul ăla, mă piși pe rasa lui, nu-i bai, că ne întâlnim noi, fratele meu. Nu vreau să-l dau un pic în urmărire. Dar, dacă așa face... Îl fut. E bai, umplu eu așa cum e. Mă uitați cum arată. Bă, splendidă mașină, mă, dar... N-aș putea să-l văd cumva pe aici. Salutare, domnul meu. Te deranjez? Bună. Ești bărbat sau femeie? Bărbat. Am înțeles. Auzi, nu l-ai văzut pe ăla cu Ferrari înainte pe aici? Ba da. Nu știu cum îl cheamă. Nu, Sau de număr ce? de matriculare sau de asta. Că omul mă lovește de două ori în spate și se duce. Adică nu are niciun stres. La roșu, când îi să mă duc, se bagă în fața mea. Nu avea număr de matriculare. Am înțeles. Înseamnă că mai e și... Nu știu, că Da, am vrut să mă duc până la poliție, că tare mi-o zgârea spatele. Dar... păi și nu vrei să-l căutăm. Dai seama că s-o dus cu bă, ăla mai știi cine, ui, dracului, m-o trezi cu și conglonț în mine. Mai bine Nu, mă duc și am până la în poliție, Dacia. știi? Am Dacia, îl prind. E, îl prindem mâine. Vrei să vezi ce viteză are? Hai să vedem. Hai. Hai că mă țin după tine. Nu cred că poți. E, nu. Vedem. Wow! Tu dusa meu! Hai! Ce e acolo? Necunoscutul, dracu! Hai, că nu numai tu știi de alea. Am eu uif special pentru asta. Am mică ceceaba, na. Nu prea are voie să te jefuiască ce... Dacă ar fi... Hai că s-au dus dacă e. Hai că mă duc eu la secție și văd eu de treabă. Bine, nebunule... Dacă tu mergi pe acolo, eu mă duc pe aici. Mă duc până la gardă. Băi, dacă tot fugim de ea, măcar să ne ajute, dracu. Sunt curios dacă-l știe lumea. Mamă, ce s-a răsturnat, mă ieșeam la cap. Sper să nu mai vin un bombălou. Hai să... Da, asta de la rutieră, nu știu dacă are ce face.
Bună ziua, domnule, aveți puțin timp liber? Da. Aș dori să depun o plângere pe treaba unui cu Ferrari. Poți să las mașina aici sau o duc în parcarea? Nu, de ce nimic. Bun, să mă prezint, tătărul Alex, până am. Poți să vorbești un pic mai tare, dacă te rog? Da, e ok? Da, da. Bun. Mă mai prezint o dată? Nu, vreau să auzi. Bine. Bun, domnule, stați așa să iau o foaie de aici. De fapt, scriu aici pe calculator direct și dar pe toate stațiile. Să spui când pot să zic ca să... Da, vă rog, stați o secundă. Bun, domnule, spuneți. Eram în fața la fleca centrală cu un BMW 30 al meu, da. Și a venit unul cu un Ferrari. S-a cam agățat de mine la semafor, n-a stat asta, a dat în spatele meu. Am zis că ok, lasă că se repară. Când m-am dus, el s-a făcut verde, că am vrut să mă duc către dreapta, el se bagă din spate în fața mea, mă-l și lovește intenționat. Când mă duc să-l claxonez, omul se duce, n-avea număr de matriculare, era un Ferrari roșu. Asta voiam să vă întreb acum dacă aveți da. Număr de matriculare. L-am întrebat pe băia care mi-a fost martor, în locul Dacia acolo de la fleca centrală din parcare. Și n-a avut numere de matriculare, n-a avut nimic. Și dacă mergeam cu pe el, sigur mă trezeam cu un glonț în mine, știi? Nu știu ce e cu oamenii ăștia. Da. Nu știu dacă te poate ajuta informațiile astea, dar... Domnule, dacă îl mai vedeți, puteți să dați un apel la poliție cu numele Balint Adelino. Cum? Deci dacă mai vedeți mașina sau pe dânsul, puteți să dați un apel la poliție cu numele meu. Bun, ok. Și că mă doriți acolo. Ok. Păi și cam, bine, cât, domnule? Cam cât timp mai stai la serviciu sau cât timp mai lucrezi? Probabil să iau o pauză, o să revin. Bine, atunci. Cred că mă duc să fac un duș. Bun, atunci dacă îl văd în caz de ceva, scriu repede Balint, da, ce mai cum? Sau acolo pe ăsta, pe tabletuță, pe Discord, dacă... Bine atunci. Bine atunci, mersi frumos. Bine. Salut, o zi faină. Bun, deci n-avem ce face, n-are număr de matriculare, dar sigur și l-a scos, dar... Da, băiatul meu, dacă te simți... Hai, bravo, ai făcut o mișcare cam proastă. Bine, băieții. Acesta a fost prezentarea mașinii, acest videoclip a fost mai mult cu prezentarea mașinii și cu bombalăul ăla care a dat în noi, na, ce să facem, cam asta e mașina încă o dată, degeaba, am muncit mult pentru ea, bine că 2500 de dolari, 25 de milioane până la urmă, deci eu v-am pupat, o zi frumoasă aveți, ciao.